Educației, Sorin Câmpeanu, vorbește, la ascultăm. General, Direcția de Sănătate Publică și autorități locale au fost identificate în fiecare județ acele școli care aveau deficiențe din perspectiva asigurării măsurilor de protecție sanitară. În număr de 253. Au fost identificate acele școli care aveau stocuri insuficiente de materiale de dezinfecție. Au fost identificate acele școli care aveau deficiențe din perspectiva asigurării unui stoc suficient de mare de materiale de protecție sanitară. De asemenea, au fost identificate acele școli care nu aveau identificate spațiile pentru izolatoare în cazul în care există cazuri de îmbolnăviri. Acestea sunt 256 fără spații de izolare. Erau. Va trebui să vedem în această videoconferință dacă s-au rezolvat toate situațiile. Aveam 53 de unități de învățământ care nu aveau asigurate stocuri suficiente de materiale de curățenie, igienă și dezinfecție. Aveam 139 de unități de învățământ, clădiri în care nu funcționau instalațiile de încălzire. Aceasta e o problemă mai puțin urgentă, dar în egală măsură importantă. Unitățile de învățământ în care s-a apreciat că săptămâna trecută nu erau stocuri suficiente, subliniez suficiente, de materiale de protecție individuală, erau 460. Vom vedea județ cu județ ce se întâmplă. Spre exemplu, din perspectiva asigurării măsurilor de protecție sanitară, din cele 253 de școli identificate, cele mai multe erau în județul Dolj. În județul Dolj, fiind apreciat ca o măsură de management necorespunzător, a fost schimbat inspectorul școlar general. Sper că s-au rezolvat situațiile și nu vom avea la finalul săptămânii acestea. Ce ne spuneți acum este că iar ne-a luat prin surprindere începutul anului școlar? Nu ne-a luat prin surprindere începutul anului școlar. După cum vedeți, facem eforturi zi de zi pentru a repara problemele cronice din învățământul românesc. Acum vin de la Colegiul Ferdinand, în urmă cu o oră se știa că vor învăța în online. S-a identificat soluția pentru ca cei 750 de elevi de la Colegiul Ferdinand să poată învăța de mâine cu prezență fizică. Toate eforturile pe care le facem, le facem și le fac pentru prezență fizică în școli.